Iubiți frați și surori, iubiți tineri, vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Cartea Proverbelor, capitolul 24, de unde voi citi două versete pentru seara aceasta, pagina 662, unde înțeleptul spunea, începând cu versetul 24 și 25, pe cine zice celui rău, tu ești bun? Îl blastămă popoarele și urlăresc neamurile. Dar celor ce judecă drept, le merge bine și o mare binecuvântare vine peste ei. Amin. Vă invit să vă reașezați. Celor ce judecă drept, le merge bine și o mare binecuvântare vine peste ei. E mare lucru să fii binecuvântat. Și ne dorim binecuvântarea lui Dumnezeu. E binecuvântarea de la Dumnezeu să trăim într-o epocă atât de liberă ca și cea în care trăim noi. Într-o generație în care nu cunoaștem asprimea și duritățile războiului și rugăm pe Dumnezeu să ne păzească. Așa zice Apostolul Pavel, să ne rugăm lui Dumnezeu pentru căpetenii, pentru dregătorii, pentru cei ce sunt înălțați, să conducă ca să putem să ducem o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Este o binecuvântare asta. Gândiți-vă numai la generația dinaintea noastră, care a suportat durerile războaielor mondiale, ale comunismului. Gândiți-vă la generațiile dinainte, care au suportat atâta sărăcie, atâtea pericole. Și noi trăim într-un veac așa de relaxant. Uneori chiar credem că aici e împărăția. E riscul nostru să credem că aici e raiul. E visul american. Să credem că Dumnezeu aici ne-a pregătit să fim împliniți și fericiți. Uităm ce zicea C.S. Lewis într-o carte, că Dumnezeu în drumul spre cer ne-a pregătit multe popasuri liniștite, dar are grijă să nu-L confundăm pe niciunul cu cerul. Adică uitați-vă bine că Dumnezeu prin toate aceste binecuvântări ne mai trimite și necazuri, ca să ne amintim că nu e aici cerul. Apoi este o binecuvântare să fii sănătos, să ai de toate, să ai o casă, să ai mașină, să te bucuri de lucrurile de pe acest pământ. Așa zice Apostolul Pavel, că Dumnezeu ne dă toate lucrurile ca să ne putem bucura de ele. Și este o binecuvântare de la Dumnezeu. Este o binecuvântare să ai o soție bună sau un soț bun. Așa zicea Solomon în Proverbe, cine găsește o soție bună, găsește fericirea, este un har pe care îl capătă de la Dumnezeu. Este un dar pe care îl dă Domnul. Și Dumnezeu ne binecuvintează și la capitolul ăsta. Dar cele mai mari binecuvântări, zice Apostolul Pavel în Efeseni, în capitolul 1, că sunt cele pe care ni le-a dat Dumnezeu în locurile cerești. Iată ce spune el în capitolul 1, versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Ia când îți numeri binecuvântările, să începi să le numeri de aici. Că Dumnezeu ne-a binecuvântat în multe feluri, zice Apostolul, în Domnul Iisus Hristos. În primul rând, prin faptul că ne-a așezat în planul de mântuire și a aruncat privirile spre neamuri, zice Apostolul Petru, în Fapte 15, și dintre multe neamuri câte a văzut pe pământ, ne-a ales și pe noi să-i purtăm numele. Și asta este o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Apoi zice, odată ce am fost aleși să facem parte din planul de mântuire al lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a înfiat. Ne-a trecut pe numele Său, ne-a dat dreptul să-L numim pe Dumnezeu Tată. Suntem copiii lui Dumnezeu. Cum cântau tinerii când lumea îngrozită de Creatorul Său, care își va manifesta puterile la sfârșitul veacurilor, va zice, cine este acesta? Noi vom spune, e Tatăl nostru. Și asta este mare binecuvântare, să fii trecut pe numele lui Dumnezeu. Dumnezeu să se numească Dumnezeul tău, zice Apostolul în Evrei. Apoi zice că dacă am trecut pe numele Lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a făcut și moștenitori ai averilor Sale. Suntem bogați, zice Apostolul. Suntem priviți de ceilalți în Corinteni, în 2 Corinteni, capitolul 6, ca neavând nimic și totuși stăpânim toate lucrurile. Ca niște săraci. Și uitați că noi îmbogățim pe mulți. Că și noi am fost îmbogățiți prin sărăcia celui care s-a făcut sărac ca să putem noi fi îmbogățiți. Am devenit moștenitori ai Lui Dumnezeu. Că toate lucrurile sunt ale Sale. Și L-a pus pe Iisus Hristos moștenitor al tuturor lucrurilor și noi împreună cu El comoștenitori ai Împărăției Lui Dumnezeu. Ce binecuvântări avem!
Și pentru ca să ne asigure Dumnezeu de aceste binecuvântări și că nu le va retrage decât dacă noi ne îndepărtăm de El, ne-a dat arvuna Duhului Sfânt, adică garanția din partea lui Dumnezeu că se va ține de cuvânt. Iată ce spune în capitolul 2, tot din Efeseni, Apostolul Pavel, de la versetul 11. De aceea voi care altădată erați neamuri din naștere, numiți netăiați împrejur de către aceia care se cheamă tăiați împrejur și care sunt tăiați împrejur în trup de mâna omului, aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străind de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Așa eram. Dar odată ce ne-am întors la Dumnezeu, beneficiem de toate aceste lucruri, adică l-avem pe Hristos cu noi, mijlocitor între noi și Dumnezeu. Avem drept de cetățenie în Israel, suntem întâi născuți al lui Dumnezeu. Știți că Iacov s-a luptat mult pentru dreptul de întâi născut ca să-l obțină de la Esau, fratele său. Pentru că unul singur putea fi într-o familie întâi născut. Dar Apostolul spune în Evrei, în capitolul 12, că noi suntem biserica celor întâi născuți. Toți cei care au intrat în rândurile bisericii au devenit întâi născuți al lui Dumnezeu. Dumnezeu poate și e singurul care poate să aibă mai mulți întâi născuți. O mulțime de întâi născuți. Fără drept de cetățenie în Israel, acum l-avem. Străind de legămintele făgăduinței, acum suntem în posesia legămintelor lui Dumnezeu, legăminte pecetuite cu însuși sângele Domnului Iisus Hristos. Citem în Evrei, în capitolul 7, versetul 20. Și fiindcă lucrul acesta nu s-a făcut fără jurământ, căci pe când leviții se făceau preoți fără jurământ, Iisus a făcut preot prin jurământul celui ce a zis: Domnul a jurat și nu se va căi, tu ești preot în veac după rânduială lui Melchisedec. Prin chiar faptul acesta, El s-a pus chejasul, adică garantul unui legământ mai bun. S-a încheiat între noi și Dumnezeu un legământ și Dumnezeu, ca să mă asigure că se ține de cuvânt și că nu-și calcă legământul, a zis: pe mine însumi mă pun garant acestui legământ, ca să vă dovedesc credincioșia mea față de făgăduințele pe care vi le fac. Eram străini de aceste legăminte, acum suntem părtași ai legămintelor cu Dumnezeu, fără nădejde, fără speranță și orizonturi. Dintr-o dată, odată ce l-am primit pe Iisus Hristos, ni s-au deschis, zice Apostolul Petru în prima sa epistolă, capitolul 1, perspectivele unei moșteniri nestricăcioase, a unui cunun care nu se poate vesteji, păstrat în ceruri pentru noi. Și eram fără Dumnezeu în lume, dar acum, odată ce ne-am întors la Dumnezeu, îl avem pe Dumnezeu cu noi. Și credeți că asta e puțin lucru? Uitați-vă ce zice unul dintre binecuvântații lui Dumnezeu din istoria biblică. E vorba despre Iacov. Citim în Genesa, când Iacov ia decizia să se întoarcă înapoi în țara tatălui său, și când Laban, socrul său și stăpân într-un fel, că de la el a obținut și fiicele, nevestele și averea, Laban a pornit pe urmele lui Iacov să-l prindă. Și când l-a întâlnit, i-a zis lui Esau: să știi că mâna mea e suficient de puternică încă să-ți facă rău, dar azi noapte, când eram pe drum după tine, mi s-a arătat un înger al Dumnezeului tău și mi-a zis: ai grijă să nu spui vreo vorbă rea lui Iacov. Și iată ce spune Iacov în Genesa 31, versetul 42. Dacă n-aș fi avut cu mine pe Dumnezeul tatălui meu, pe Dumnezeul lui Avram, pe acela de care se teme Isaac, mi-ai fi dat drumul acum cu mâinile goale. Dar Dumnezeu a văzut suferința mea și osteneala mâinilor mele și ieri noapte a rostit judecată. Iacov era un fugar cu 12 copii după el, cu două soții și două roabe și cu multe turme. Laban era un om puternic, cu armată, putea să vină să-l nimicească. Dar Iacov i-a zis aici lui Laban: chiar dacă sunt slab față de tine, știi ceva? Eu l-am cu mine pe acela de care se teme Isaac, pe Dumnezeul lui Avram. Ce mare lucru este să-L ai pe Dumnezeu cu tine. Poate să se miște pământul ăsta de 1000 de ori mai repede.
poate să înceapă războaie mondiale, pot să fie cutremure, să sfărâme munți în adâncul mărilor, să spumege mările, zice Psalmul 46. Nu ne temem de nimic. Pentru că l-avem cu noi pe acela de care se teme Isaac, pe Dumnezeul lui Avram. Pentru că am încheiat legământ cu Dumnezeu. Și spunea David în 2 Samuel, în capitolul 23, cuvinte care merită meditate, care merită scrise pe pereții caselor noastre. Zice el în capitolul 23, în versetul 5, rugăciunea pe care o face înaintea Domnului, măcar că nu este așa casa mea înaintea lui Dumnezeu, totuși, El a făcut cu mine un legământ veșnic, bine întărit în toate privințele și tare. Nu va face El oare să răsară din El tot ce este spre mântuirea și bucuria mea? Nu va face Dumnezeu ca din acest legământ care l-am încheiat cu El să curgă tot ce trebuie pentru mântuirea și bucuria noastră? Ba da, va face, slăvit să fie numele. Așadar, este mare lucru să fii binecuvântat de Dumnezeu, dar aș vrea să ne întoarcem la textul de la care am pornit, versetele 24 și 25 din Proverbe 24, și să vedem aici o condiție puțin ciudată, nu știu cât de mult v-ați gândit la asta, pentru a fi binecuvântat. Celor ce judecă drept, le merge bine și o mare binecuvântare vine peste ei. În schimb, cei care zic celui rău, tu ești bun, îl blastămă popoarele și îl urăsc neamurile. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată că binecuvântarea de la Dumnezeu poate fi împiedicată de o gândire greșită, de o judecată, de un raționament greșit? Și că o condiție pentru binecuvântare, binecuvântarea lui Dumnezeu, este să judeci drept, să gândești bine. Câtă grijă avem noi de rațiunea noastră, de gândirea noastră, de judecățile noastre pe care Dumnezeu nu le respectă. Amintiți-vă când la un moment dat Domnul Iisus Hristos a intrat în casa lui Simon Leprosul și femeia păcătoasă a început să-i spele picioarele, a intrat și ea în casă. Cum Simon a început să-l judece, zice că nu, ăsta nu-i proroc. Dacă ar fi proroc, ar ști că femeia asta e o păcătoasă. Și Domnul, care îi cunoștea și gândurile și care le-a respectat judecata și raționamentul, i-a zis: Simone, pot să spun ceva? Un cămătar avea doi datornici. Unul datora 50 de lei, unul 500 de lei. Pentru că nu aveau cu ce să plătească, ierta pe amândoi. Te întreb, care dintre cei doi îl va iubi mai mult pe cămătar? Păi socotesc că cel care i-a iertat mai mult, drept a judecat. Numai vreau să știi că tu ești cel căruia i s-a iertat puțin și femeia asta este cea căruia i s-a iertat mult. Uite-te la noi, la voi doi. De când am intrat în casa ta, nu mi-ai dat sărutare, nu mi-ai spălat picioarele, nu mi-ai dat apă să-mi spăl picioarele, așa cum ar fi trebuit să-mi faci. Dar femeia aceasta, de când a intrat în casă, nu încetează să-mi spele picioarele cu lacrimile ei, să mi le șteargă cu părul capului ei și mi le ungea cu mir, cum zice acolo textul din Luca, capitolul 7. Și ce Domnul, de aceea păcatele ei care sunt multe sunt iertate pentru că a iubit mult. Dar cui se iartă puțin? Iubește puțin. E rațional. Le zicea Domnul lui Petru după înviere: Petru, mă iubești mai mult decât toți ăștia. Dar de ce, Doamne, să te iubesc mai mult decât toți ăștia? Păi, Petre, cui am mai iertat ca și ție așa de mult? Niciunul nu a greșit așa mult ca tine. Tu ai fost singurul dintre cei 11 care au mai rămas după Iuda, care s-a lepădat de mine. De aceea, acum, dacă te iert, mă aștept să mă iubești mai mult decât toți. Pentru că ți iert mai mult decât la toți. Dumnezeu ne respectă judecățile. Și vreau să știți că, de multe ori, cred că multe binecuvântări din partea lui Dumnezeu le ratăm, le pierdem. Cum zicea Domnul prin profeți, din pricina ta vei pierde binecuvântarea pe care ți-o rânduise. Datorită unor judecăți greșite. Tot aici în Proverbe zice Solomon la un moment dat că nebunia omului îi sucește calea și după aceea cârtește împotriva Domnului cu inima lui. Și începi să pui vina pe Dumnezeu. Păi Dumnezeu mi-a dat crucea asta, Dumnezeu m-a dus aici. Nu Dumnezeu te-a dus, ci rațiunea ta, judecățile tale pripite, greșite. Zicea Domnul prin Iosua, în cartea lui Iosua, în capitolul 18, versetul 3. Iosua a zis copilor lui Israel: până când vă veți lenevi să mergeți, să luați în stăpânire țara pe care v-a dat-o Domnul Dumnezeul părinților voștri? Țara era dată lor, doar că trebuiau să meargă să o ia în stăpânire.
Știți că Dumnezeu mi-a lăsat cuvintele Sfintelor Scripturii. Sunt în față, fața noastră, le avem fiecare în casă. Până când ne lenevim să dobândim cu ajutorul lor gândirea și judecata dreaptă care să ne ducă în posesia binecuvântărilor lui Dumnezeu. Noi suntem moștenitori ai lui Dumnezeu, a binecuvântărilor sale. Dar nu ne bucurăm de bogățiile acestor binecuvântări, cum se bucurau evreii de aici, de țara Cananelor, pentru că se leneveau să meargă să le ia în stăpânire. Doamne, păzește-ne! Așadar, aș vrea în seara aceasta să vă arăt câteva lucruri care socotesc, după spusele Sfintelor Scripturi, că afectează cel mai mult modul nostru de gândire, de raționare, de judecare. Și care astfel ar putea să ne împiedice să dobândim binecuvântările Domnului. Zice Apostolul Pavel în 1 Corinteni, în capitolul 2, versetul 14. Omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuiesc judecate duhovnicește. Ori cel firesc nu are această capacitate de a judeca duhovnicește lucrurile. Este o capacitate pe care trebuie să o dobândesc. Capacitatea de a judeca din punct de vedere duhovnicesc. De a gândi altfel. Și aș vrea să amintesc, în mod deosebit pentru tine, dar pentru toți cei prezenți în seara aceasta, trei lucruri, sau poate patru, vom vedea, care afectează cel mai mult judecata noastră. Aș vrea să ne uităm în cartea Genesa, la patriarhul Iacov, care a fost binecuvântat de Dumnezeu și care știți că a furat dreptul de întâi născut de la Esau. Citim în capitolul 25 din Genesa, versetul 27. Băieții aceștia s-au făcut mari, Esau a ajuns un vânător îndemânatic, un om care își petrecea vremea mai mult pe câmp, dar Iacov era un om liniștit, care stătea acasă în corturi. Dacă ne gândim puțin la istoria celor doi, și toți știm cum a decurs lucrurile în viața celor doi, ne dăm seama că de aici a pornit diferența dintre ei. Esau îi plăcea să meargă mai mult la câmp, iar lui Iacov îi plăcea mai mult acasă în corturi. Știți că din acest motiv Esau a venit într-o zi vlăguit, obosit și mort de foame și și-a vândut dreptul de întâi născut lui Iacov și spune apostolul în Evrei în capitolul 12 că din pricina aceasta Dumnezeu îl numește pe Esau curvar și lumesc pentru că și-a vândut dreptul de întâi născut pentru o ciorbă, pentru o mâncare. În schimb, Iacov, datorită liniștii sale în care a stat, a putut să profite de această neglijență a lui Iacov, a lui Esau, și-a dobândit astfel de dreptul de întâi născut și mai târziu și binecuvântarea din partea tatălui său și mai ales din partea lui Dumnezeu, că Dumnezeu a spus, pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât. Oare de ce? Sau în ce consta această diferență? Lui Iacov îi plăcea mai mult în corturi, lui Esau îi plăcea mai mult la câmp. Așa să vă propun un calcul matematic în seara asta. Eu sunt matematician, dar nu mi-aparține calculul acesta. Soția a fost cea care mi-a atras atenția prima oară asupra acestor lucruri și vorba lui Wurmbrand zicea el odată, cine vrea să ajungă predicator, să-și ieși și o nevastă pe măsură, pentru că o să-l ajute foarte mult. Vreau să vă uitați în Scriptură la faptul că scrie în Genesa 21, versetul 5. Avram era în vârstă de 100 de ani la nașterea fiului său Isaac. Avram avea 100 de ani când l-a născut pe Isaac. Cum zice și Scriptura? Că era un om aproape mort. Și Sara nu mai putea să nască. Și Dumnezeu de acolo a ridicat o națiune în mare număr ca să arate puterea credincioșiei lui Dumnezeu care i-a promis lui Avram și s-a ținut de cuvânt, chiar dacă din punct de vedere fizic nu mai existau resurse ca să îți mai bizui o astfel de nădejde. Avram avea 100 de ani. Citim în capitolul 25, versetul 7. Zilele vieții, anilor vieții lui Avram, el a trăit 175 de ani. Simplu, 175 de ani. Deci a mai trăit încă 75 de ani de la nașterea lui Isaac. Câți ani avea Isaac când a murit Avram?
75 de ani, dacă s-a născut la 100 de ani, când Avram avea 100 de ani și Avram a murit la 175, înseamnă că Isaac avea 75 de ani la moartea lui Avram. Și acum citiți versetul 26, din același capitol 25. Despre nașterea lui Esau și Iacov ni se spune că apoi a ieșit fratele său, care ținea cu mâna de călcâi pe Esau. Și de aceea au pus numele Iacov. Isaac era în vârstă de 60 de ani când s-au născut ei. Vă întreb, dacă Avram, dacă Isaac avea 60 de ani, normal că și Avram avea 160 de ani, cât timp l-au mai prins în viață Iacov și Esau pe Avram? 15 ani. Au avut harul, 15 ani, Esau și Iacov, să stea lângă tatăl tuturor credincioșilor, lângă acela pe care Dumnezeu l-a ales dintre neamuri și l-a chemat din Ur din Haldeea să meargă într-o țară unde nu știa nici el unde merge. I-a arătat o cetate viitoare, ne se spune în Evrei, capitolul 11, spre care a avut îndreptați ochii tot timpul călătorilor sale pe pământ. A avut experiențele credinței cu Dumnezeu. Și Esau și Iacov au avut harul să stea lângă acest bătrân. Înțeleg acum de ce lui Iacov îi plăcea în corturi. De ce lui Esau îi plăcea să plece de acasă, să fie pe câmp. Eu cu moșul ăla? Mie cu Dumnezeul lui și cu principiile lui și cu restricțiile bătrânului credincios Avram, care umblă după năluci, după eu știu ce cetate viitoare. Nu vezi că aici e lumea? Acum mor de foame. Lasă-mă să mă împlinesc. Ce-mi trebuie mie? Făgăduințele lui Avram. De aceea Biblia spune despre Esau că Dumnezeu l-a urât. I-a făcut scârbă lui Dumnezeu. Pe când despre Iacov zice Dumnezeu l-am iubit pe Iacov. Cred că Iacov a prins multe de la Avram. Înțeleg de ce îi plăcea în cortul. De câte ori n-o fi stat, cred că Iacov pe lângă Avram și ne spune, mai povestește-mi ceva. Și eu fi povestit cum s-a căsătorit Isaac. Eu fi povestit cum l-a adus ca jertfă pe muntele Moria. Eu fi povestit cum a plecat din Canaan, cum a rămas însărcinată Sara. Cât nu i-o fi povestit el, din câte ori s-a arătat Dumnezeu lui Avram. Astfel că în textul cu care am început, zice el lui Laban, Dumnezeul lui Avram, acela de care se teme Isaac, Iacov îl știa foarte bine. De aceea la Betel, când i s-a arătat, el n-a stat în fața unui necunoscut, ci a început să tremure de frică și a zis, aici e casa lui Dumnezeu și eu n-am știut. Și Dumnezeu, când a vorbit cu Iacov, știți cum s-a intitulat? Eu sunt Dumnezeul lui Avram și Dumnezeul lui Isaac, acel Dumnezeu despre care ți-a fost povestit în corturi. Dragii mei tineri, dacă vreți să dobândiți o gândire corectă, o judecată dreaptă, știți că primul lucru care influențează, sau unul dintre lucrurile pe care le iau în considerare în seara aceasta, care influențează judecățile noastre, raționamentele noastre, sunt mediul în care ne petrecem sau ne place să ne petrecem viața. Persoanele cu care ne place să interacționăm, cu care ne place să intrăm în contact, locul unde ne place să ne petrecem timpul liber. Dacă Esau și Iacov, fiind frați gemeni, au pornit-o pe căi diferite, au pornit-o datorită unor înclinații lăuntrice diferite. Lui Esau îi plăcea să plece de acasă, nu îi suporta prezența lui Avram, lui Iacov îi plăcea să stea acasă, îi plăcea să învețe de la Avram. Vă credeți că mediul este chiar așa de neimportant? Ia gândiți-vă în istorie, dacă luăm un om din secolul trecut și un om din secolul acesta și punem lângă altă, veți vedea că gândesc totalmente diferit. Au trăit în epoși diferite. Dar nu trebuie să luăm oameni din secolul trecut, e suficient să luați unul din România și unul din altă țară a lumii și veți vedea că sunt totalmente diferiți. Au trăit în alte medii. Sau și de aici, din țară, de la noi, dacă luăm unul dintr-o parte a țării și altă, din altă parte a țării. Oamenii gândesc foarte diferit. Pentru că au trăit în medii diferite. Și mediul este cel care își pune amprenta foarte puternic pe mentalitatea omului. Dacă vreți să fim binecuvântați de Dumnezeu, zice Solomon în Proverbe, trebuie să învățăm să judecăm drept, ca să vină o mare binecuvântare de la Dumnezeu peste noi. Unde să învăț să judec drept? Scriptura este cea care ne supune pe toți oamenii unui aceluiași fel de gândire. Toți să aveți același fel de gândire, zice Apostolul Pavel.
Și într-adevăr, atunci când ne apropiem de Sfintele Scripturi și le recunoaștem ca normă de viață, indiferent că vii din Alaska sau că vii din Africa, indiferent că vii din America sau vii din Europa răsăriteană, Scriptura produce același fel de ființă, aceeași mentalitate, pentru că ne conduce spre același țel, spre aceeași țintă, spre împărăția lui Dumnezeu. Nu spunea Solomon în Proverbe, la un moment dat, Proverbe, capitolul 7:1, cine umblă cu înțelepții, zice Solomon aici, se face înțelept. Adică se molipsește de la ei. Pur și simplu prezența ta în jurul unui om înțelept te face să dobândești ceva din înțelepciunea lui. Mi-a spus mai mult frate, zice, tu ai dobândit ceva de la fratele cutare, de un predicator. Tu ai primit, vezi că și de la predicator ceva. Ai ceva, zice, în stilul tău de predică. Zic, păi, dar normal, dacă am trăit pe lângă el, dacă am luat învățătură de la el, e normal să se dobândească. Nu e ceva imitat sau ceva care am încercat eu să urmă. Pur și simplu, se molipsește. Citeam la un moment dat în Septuaginta, săptămâna aceasta, într-o seară, zicea acolo înțeleptul, dacă cunoști vreun om înțelept în generația ta, caută-l dis de dimineață și picioarele tale să tocească treptele casei lui. Umblă pe lângă el dacă vrei să ajungi înțelept. Asta zice și Solomon. Cine umblă cu înțelepții, se face înțelept. Lucrurile se dobândesc, se moștenesc de la ceilalți. De la părinții noștri, zice Apostolul Petru, am dobândit un fel de șer de viețuire. De la firea pământească, zice în Efeseni, în capitolul 2, versetul 1, voi erați morți în greșelile voastre și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după Domnul puterii văzduhului, a Duhului, care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram toți noi, toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii noastre pământești și ale gândurilor noastre. Am dobândit o gândire de la firea pământească. Dar dacă vrem să fim binecuvântați, trebuie să dobândim o gândire duhovnicească. Trebuie să judecate lucrurile duhovnicește. Și pentru asta, zice Apostolul, îndeamnă pe Timotei, ce tu fugi de aceste lucruri și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, împreună cu cei ce caută pe Domnul dintr-o inimă curată. E suficient ca unul dintre noi să plece într-un alt mediu. Chiar religios, că ne-am împestrițit foarte mult. Și veți vedea cum încep încet mentalitatea lui se schimbă. De aceea ar trebui să spunem clar, ca și apostolul, tu știi de la cine le-ai învățat, zice apostolului Timotei, lucrurile în care ai crezut. Uitați-vă bine de la cine învățați, de la cine moșteniți. Îți place să mergi lângă Avram sau îți place să mergi după tineri, ca și Roboam altădată, fără să își dea seama că această împărtășire cu neevlavioșii din vremea lui îl vor costa pierderea unei mari binecuvântări. Știți că s-a pierdut cea mai mare parte din împărăție Roboam? Pentru că n-a judecat bine. Cine judecă drept, capătă o mare binecuvântare din partea Domnului. Domnul să ne ajute să învățăm să judecăm drept. În al doilea rând, mai este un lucru care socotesc că modifică foarte mult modul în care gândește un om. Iată ce spune Psalmul 119, versetul 130. Descoperirea cuvintelor tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate. V-ați gândit vreodată că condiția ca lumina lui Dumnezeu să mă pătrundă, să înțeleg cuvintele Domnului, este să n-am răutate?
Eu am crezut că condiția înțelegerilor sunt foarte multe studii. Și sunt un om care studiez și caut adevărul. Că înseamnă să faci foarte multă școală. Și aici constat ceea ce spune Ezra. Am constatat că cuvintele lui Dumnezeu aduc lumină nu celor care știu multe, nu celor care studiază mult, ci acelora care n-au răutate. Vă dați seama că al doilea motiv, al doilea lucru care cred că influențează foarte mult raționamentele și judecățile noastre, este caracterul nostru, lăuntric. Bunătatea, credincioșia. Iată ce spune psalmistul Solomon în Proverbe, capitolul 3, versetul 3. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, schiele pe tăblița inimii tale și astfel, dacă faci astfel, vei căpăta trecere și minte sănătoasă, despre care vorbim noi în seara asta, înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Care este calea dobândirii unei judecăți drepte și bune? Să fac din bunătate și credincioșie, adică din caracterul meu, o preocupare în fiecare zi. Înseamnă că atunci când îmi permit să fiu rău, când nu sunt fidel, eu îmi încalc șansele să ajung la înțelegere? Din păcate, da. Așa funcționăm, iubiții mei, frați și surori și tineri dragi. Noi odată ce ne-am întors la Dumnezeu, zice Apostolul Pavel în Efeseni, am declarat război răutății. Că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Înseamnă că în orice moment, când fac vreun pact cu răutatea, sub orice formă mi s-ar afișa, fie că este vreo dorință de răzbunare, fie că este mândrie, fie că este invidie, fie că este mânie sau vreo strigare, eu de fapt îmi întunec mintea și închid lui Dumnezeu accesul, adevărul lui Dumnezeu, accesul spre mintea mea și spre inima mea? Da. N-a zis Domnul în Matei, în capitolul 11, că a ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți. Cum adică? Înțelegerea judecăților lui Dumnezeu și a lucrurilor duhovnicești nu depinde de capacitățile mele intelectuale? Nu! Nu depinde de cultura mea generală? Nu! Nu depinde de cantitatea de informații pe care le-am? Nu! Ci le-ai descoperit pruncilor, acelora fără răutate. Că la răutate suntem îndemnați după Scripturi să fim ca și prunci, la minte să fim oameni mari, dar la răutate să fim ca și prunci. Pentru că lipsa răutății este cea care îmi deschide mintea să înțeleg adevărul lui Dumnezeu, în timp ce un caracter greșit mă duce la mine, închide mintea, mă face opac, indiferent câte informații aș avea. Mă plimbam chiar săptămâna aceasta printr-o librărie din Arad. Vreau să cumpăr o carte. Pierdut vreo oră acolo plimbându-mă printre rafturi. Am văzut o mulțime de cărți, atâta informație cât este astăzi. Sunt foarte mulți autori respectabili, oameni de cultură, oameni care știu ce au scris. Dar am văzut și foarte multe cărți scrise de autori care, vorba cuiva, zice, trăim o vreme în care orice prost crede că poate scrie o carte. Oameni care vorbesc despre subiecte despre care abar n-au. E ca și o femeie care a ajuns la 50 de ani și și-a sunat toată un păstor din biserică, te rog, lasă-mă să țin o cuvântare duminică despre arta de a fi soția pastorului. Ea nici măcar nu era căsătorită. Și păstorul a zis, cum adică, cum ai o brăjniția și ceri așa ceva? Lucruri despre care habar n-ai, ca tinerii aceia care predică din Psalmul 37, zicea Spurgeon, niciodată un tânăr să nu predice de acolo, versetul 25, am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprionit părăsit nici pe urmașul lui ceșin. Păi dacă n-ai îmbătrânit, te băga la lucruri care nu te privesc. Rămâi în banca ta. Trăim într-o vreme în care oameni care n-au crescut copii, niciun prunc, dau sfaturi părinților, psihologi, care ne învață pe noi cum să ne creștem prunci, dar ei nici măcar n-au ținut odată un prunc în brațe. Trăim o vreme în care, vorba cuiva zice, lumea seamănă tot mai mult cu un ospiciu de nebun în care nebunii încearcă să preia conducerea. Într-o astfel de vreme trăim. Ce șanse mai am eu să mai judec drept? Mai avem adevărul lui Dumnezeu și cei care stau lângă sfinți,
lângă oamenii neprăniți, mai au șansă să mai aibă acces la o judecată dreaptă. Și apoi, nu uitați că al doilea factor care influențează foarte mult judecățile noastre sunt stările noastre sufletești. Nu vă permiteți, iubiții mei, să fiți răi, să fiți mândri. Vă închideți propria voastră rațiune spre adevărul lui Dumnezeu. Puteți să deveniți intelectuali, puteți să vă adunați doctorate, puteți să mergeți la studii mai departe, asta se poate. Putem să devenim vedete, oameni de cultură în societate, dar în privința adevărului Dumnezeu suntem niște analfabeți când suntem răi. Spunea Augustin, unul dintre cei mai mari gânditori ai creștinismului, cine se va apropia de Dumnezeu prin inteligență, se va depărta de El prin mândrie. Și cine va încerca să-L găsească pe Dumnezeu cu iscusința Lui, cu inteligența Lui scoditoare, Dumnezeu îl va întâmpina cu tăcerea Lui adânc, umilitoare. C.S. Lewis avea o pildă și am auzit-o de la un predicator. Zicea el, dacă vrei să studiezi un obiect, îl pui sub microscop, la lupă, te uiți la el și îl cercetezi, poți să faci. Să-i stabilești dimensiuni, cantitate, culoare și așa mai departe, densitate și ce mai vrei despre el. Dacă vrei să studiezi un animal, trebuie să te împrietenești cu el, să-l îmblânzești, așa încât să poți să te apropii de el. Dar cine vrea să-L cunoască pe Dumnezeu, trebuie să știe că pe Dumnezeu îl poți cunoaște numai dacă îți permite Dumnezeu, numai dacă îți dă voie Dumnezeu. Altfel, cauți în gol, zice Apostolul Pavel în Fapte Apostolului, în capitolul 7, zice, bâșbâim în căutarea Lui, măcar că nu-i departe de noi. Ia să vă lege cineva la ochi și v-ar putea da două ore aici și nu m-ați putea prinde. Dar dacă ar mai fi și beznă și nici măcar nu mai fi văzut vreodată, cum să-L găsești pe Dumnezeu? Numai dacă îți permite Dumnezeu. De aceea, iubiții mei, ascultători, în seara aceasta, învăț din Sfintele Scripturi că dacă vreau să dobândesc binecuvântarea lui Dumnezeu, adică o judecată dreaptă, ca să pot fi binecuvântat de Dumnezeu, trebuie să am maximă grijă la caracterul meu. Eu nu mai am voie să fiu rău. Am declarat război acestui domeniu. Eu nu mai am voie să strig, eu nu mai am voie să mă mâni, eu nu mai am voie să lăs ca vorbe necugetate să-mi iasă din gură. Eu trebuie să am grijă asupra omului meu lăuntric, asupra... Eu n-am voie să mai mă mâni. Pentru că celor care n-au răutate, Dumnezeu le aduce descoperirea cuvintelor sale și le aduce lumină. Ce minunat este, spunem Evrei în capitolul 6, sunt cuvinte dure acolo, dar prima parte a versetului 3, a versetului 4 îmi place. Căci cei ce au fost luminați odată, noi am fost luminați de Dumnezeu, adică Dumnezeu și-a pus reflectoarele peste noi și a lăsat ca lumina să pătrundă în inima noastră. Nu acoperiți această lumină cu răutate, cu mândrie, cu invidie, indiferent cât de multe știi. Deci Biblia, Dumnezeu a lepădat pe fruntașii veacului acestuia și n-au ajuns să-L cunoască pe Mântuitorul, deși erau așa de izbitoare împlinirile profețiilor din Vechiul Testament. Toate le știau evreii, dar n-au putut să-L recunoască. Crezi că au fost proști? Erau cei mai inteligenți oameni din națiunea lui Israel, conducătorii, rabinii lui Israel, și nu L-au recunoscut pe Mesia, dar L-a descoperit unor pescari, unor oameni simpli, pentru că Dumnezeu se descoperă doar acelora care n-au răutate, pruncilor de pe vorba Sfintelor Scripturi. Și mai este un aspect la care aș vrea să ne oprim în seara aceasta, Osea, capitolul 4, versetul 11. Curvia, vinul și mustul iau mințile omului. Dacă mentalitatea noastră ne determină la un anumit fel de fapte, vreau să știți că și faptele noastre vor determina o anumită mentalitate. Și asta este al treilea lucru pe care vreau să-l amintesc, care modifică sau formează foarte mult raționamentele și judecățile noastre, faptele noastre. Este ca la fizică, un principiu al acțiunii și reacțiunii. Lovești un corp, dar și el te lovește pe tine. Împingi un corp și el te împinge pe tine. La fel se întâmplă și cu faptele. Eu fac ceva pentru că așa cred că e bine.
dar făcând acel ceva și acel ceva, acționează asupra creierului, asupra minții, asupra rațiunii mele. Așa zice Biblia aici, prin profet. Cine curvește, bea vin, bea must, cine trăiește în un anumit fel, acest fel de viață are consecințe asupra gândirii sale, asupra raționamentelor sale, asupra judecăților sale. Nu suntem independenți pe pământul acesta. Cine își permite să trăiască într-un anumit fel, va vedea că mintea lui fie se întunecă, fie se luminează. Când îți întorci privirile spre ele, psalmul 34, te luminezi de bucurie. De unde îți vine lumina asta? Din faptele tale. E cea Domnului Petru, tu nu pricepi ce faci acum, dar o să pricepi după aceea. Ia, fă și mâine, fă și poimine și o să vezi cum vine înțelegerea. Există lucruri pe care nu le înțelegi pentru că nu le faci. Sunt ca acele uși la magazinele noastre moderne care nu se deschid decât atunci când te apropii suficient de mult încât senzorul să-și citească intenția ta de a intra. La fel există adevăruri în privința vieții pe care nu le înțelegi până când nu-ți pășești prin credință spre ele, până când nu faci ce zice Dumnezeu. Nu înțelegi lucrurile. Avram, ridică-te, ia tot ce este și pleacă într-o țară pe care ți-o voi spune. Și a plecat fără să știe unde se duce. Credeți că ar fi știut vreodată încotro merge dacă n-ar fi plecat? Dar pentru că a plecat, zice Biblia, toți aceștia, măcar că au fost lăudați cu credința, n-au primit ce le fusese făgăduit, ci doar le-au văzut și le-au urat. Adică a venit momentul în care Dumnezeu le-a și arătat. Au și căpătat înțelegere. Există, cum zic, lucruri pe care nu le înțeleg până când nu le fac. Dar vreau să știți că există lucruri pe care dacă le fac, îmi pierd înțelegerile. Cum credeți că un om așa de înțelept ca și Solomon a ajuns să se prăbușească așa de jos? Pentru că și-a permis să treacă peste principiul acesta. Oare mă aud toți tinerii din seara asta și frații și surorile? Orice păcat, orice păcat pe care ne-l permitem, este de fapt o umbrelă, un fel de perdea care întunecă lumina care străbate spre noi. Și păcat după păcat adaugă perdea după perdea, până când ajungi să trăiești în beznă, tu care l-ai cunoscut pe Dumnezeu, care ai fost luminat odată. Dacă îți permiți să trăiești cum vrei, nu faci altceva decât să-ți întuneci ochii. Zicea apostolul în Galateni, noi nu mai putem să facem tot ce voim. Nu mai poți. Pentru că această libertate de fapte pe care ne-o permitem, ne întunecă de fapt mintea și gândirea. Mi-aduc aminte că odată am sesizat o persoană tristă. Îmi arăta o față tristă. Și ceva înăuntru meu a început să mă îndemne, du-te și vorbește. Știți cum zice în Scriptură Matei 5, zicea Domnul, dacă știi că frațele tău are ceva împotriva ta, du-te și te împacă cu el, du-te grabnic câtă vreme ești cu el pe drum. Și eu am zăbovit, am început să raționez, să zic, da, nu i-am greșit niciodată, nu știu să-l fi supărat cu ceva. Și am lăsat ca lucrurile să treacă. Dar din cauza acestei tăceri, adică a faptului că n-am făcut ce știam că trebuie să fac, drumurile noastre s-au bifurcat și ne-am despărțit definitiv. Și acum când mă gândesc în urmă, de multe ori mă întreb, oare câte binecuvântări nu mi-ar fi fost trase de aici? Câte îndurări n-ar fi venit de la Dumnezeu din relația aceasta? Vă dați seama că orice cuvânt al lui Dumnezeu, orice faptă rea pe care mi-o permit să o fac, fac altceva decât să mi-o oprească vreo binecuvântare de la Dumnezeu? Înțelegem noi în seara aceasta că Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze, cum a zis acolo prin Iosua, dar din cauza lenivirii noastre nu putem să intrăm în posesia binecuvântărilor lui Dumnezeu. Pentru că trăim mai departe în întunericul vieții noastre, a faptelor noastre. Săptămâna aceasta, într-o noapte, n-am avut somn. Mi se mai întâmplă uneori să nu pot dormi. Zicea cineva că este ceva caracteristic predicatorului. Este un fel al lui Dumnezeu de a ne spune că altă dată lui Ilie, scoală-te și mănâncă. Știți că nici pe înger, îngerul nu l-a lăsat pe Ilie să doarmă când a mers să-i culce și s-a culcat în pustie, lângă un inupăr. Zicea, scoală-te și mănâncă. Și după ce a mâncat, s-a culcat iară să mai doarmă, iar l-a venit îngerul.
drumul pe care l-ai de făcut e prea lung pentru tine. Și în timp noaptea aceea am început să mă gândesc și mi-am amintit că în urmă cu vreo 9 ani de zile am avut un accident. Era chiar după căsătorie. Am lovit undeva un copilaș de vreo 5 ani. Eram într-o misiune, eram cu un grup de tineri, eram mai multe mașini într-o coloană și copilașul acela a fugit în fața mașinii mele. N-aveam cum să-l văd, eram în spatele unei mașini parcate. Și lucrurile acelea m-au înăcăjit atât de mult, am început să mă gândesc, Doamne, tati, ce s-a întâmplat asta? Nu mă știam vinovat de ceva. Mi-a încurcat toate planurile, de misiunea aceea n-am putut să mă bucur și n-am fost folositor în slujba atunci. M-am întors înapoi acasă cu toate aceste frământări și nu l-am înțeles pe Dumnezeu. Au trecut ani, au trecut vreo 7 ani și acum am amintit în noaptea aceasta de aceste experiențe și aflând modul în care s-au petrecut lucrurile, am constatat ca și Iacov altă dată. De fapt, eu l-am avut cu mine pe Dumnezeul lui Avram, pe acela de care se teme Isaac. Dumnezeu m-a păzit de ceva, nu intru în amănunte acum, dar mi-am dat seama, cum le ziceam și altă dată tinerilor despre experiența aceasta, că dacă eu aș fi fost pus în locul lui Dumnezeu să conduc lucrurile, știind toate detaliile evenimentelor, n-aș fi găsit o cale mai bună să mă scoată din acea împrejurare decât pe aici. Și am început să-i dau dreptate lui Dumnezeu. Spunea cineva că atunci când toate perdelele vor fi date la o parte, toți vom da dreptate lui Dumnezeu. Ce har este să-L ai cu tine pe Dumnezeu. Dar știți că Dumnezeu se asociază cu aceia care au o gândire bună, o judecată dreaptă, o rațiune curată. Și asta se dobândește și prin faptele noastre. De aceea, când facem binele, vom vedea că și mintea noastră capătă parcă alte arți parametri. Începi să înțelegi adevărul lui Dumnezeu altfel, mai profund. Atunci când împlinesc cuvintele Domnului, mi se deschid și înțelegeri noi asupra cuvântului lui Dumnezeu. Atunci când încalc cuvintele Domnului, mi se închid înțelegeri și pe care le-am avut. Și încep să văd lucrurile sucit. Așa au căzut viteji în istorie. Au început să-și permită să păcătuiască. Și fără să-și dea seama, ca și Solomon, inima lor a fost trasă spre păcat, s-au dus și s-au pierdut în istorie. Pentru că mintea se întunecă după ce se întunecă inima. De aceea avea dreptate Nicolae Iorga, care spunea la un moment dat într-o cugetare a sa, o țară nu este a locului unde șade, ci al țintei spre care privește. La fel a spune eu despre un om. Un om nu este al locului, al familiei, nici măcar al bisericii din care face parte, ci al țintei spre care se uită. Încotro ți-e îndreptată inima, încotro te uiți, încotro năzuiești în fiecare moment. Asta te definește a cui ești. Cei ce sunt al lui Iisus Hristos și au pus nădejdea în viața viitoare, în veacul viitor și trăiesc viața de aici, umplându-se zilnic de splendorile țării viitoare, a vieții veșnice, a lumii aceea fascinante, promisă de Dumnezeu în Sfintele Scripturi și trăiesc așa. Vreau să mai vă spun un lucru care cred că influențează gândirea foarte mult și nu știu cât de mult v-ați gândit la asta. Este unul dintre lucrurile care lipsesc cel mai mult credincioșilor de astăzi. Și predicatorul lipsesc și noi avem probleme la capitolul ăsta. E vorba despre rugăciune. Citesc în Faptele Apostolului, în capitolul 10, versetul 9. A doua zi, când erau pe drum, se apropiau de cetate, e vorba de trimișii lui Corneliu, Petru s-a suit să se roage pe acoperișul casei, pe la ceasul a șaselea. În timp ce se ruga, a avut o vedenie, a căzut într-o răpire sufletească și Dumnezeu i-a arătat, știți, acea față de masă cu tot felul de târătoare pe ea și un glas care i-a zis să taie să mănânce, el a refuzat zicând că n-a mâncat niciodată necurat. Din nou glasul l-a îndemnat, ce a curățit Dumnezeu să nu numești purcat. Lucrul acesta s-a făcut de 3 ori și îndată după aceasta vasul a fost ridicat iarăși la cer. Pe când Petru nu știa ce să creadă. Iată-l pe Petru, un om care nu înțelege. Se află în dificultate de a pricepe ce are de făcut. Dar pentru că s-a rugat înainte, zice, pe când Petru nu știa ce să creadă, iată că oamenii trimiși de Corneliu, întrebând din casă în casă lui Simon, au stătut la poartă și dintr-o dată
s-a deschis, parcă văd așa ca o fereastră, ca și că ridici ruletele într-o cameră întunecoasă și nu știi ce e acolo. Și începi să ridici ruletele și îndată ți se face lumină și vezi și unde e un obiect și unde e celălalt și ce culoare are ăla și ce culoare are celălalt. Și dintr-o dată lui Petru i s-a deschis mintea și a înțeles. Aha, fața de masă și pe obitoacele reprezintă pe neamuri și Dumnezeu îmi spune că trebuie să le provodești lor Evanghelia. Mă duc cu ei și predic Evanghelia. Chiar dacă a avut opoziție din partea bisericii, el a mers pentru că a avut o înțelegere căpătată de la Dumnezeu. Atenție! În urma rugăciunilor. Câți dintre noi mai știm că în rugăciune ni se deschide mintea, ni se schimbă modul de judecată? Știți că foarte mulți dintre credincioșii de astăzi nu se roagă? Și atunci ne mirăm de ce suntem lipsiți de binecuvântările lui Dumnezeu și nu înțelegem evenimentele prin care trecem. Atunci când mă plec pe genunchi la rugăciune, îi dau acces lui Dumnezeu în mintea mea, îl las pe Duhul Sfânt să opereze asupra gândurilor mele. Aduc aminte că spunea cineva de cei mai mari teologi din secolul trecut, care a fost întrebat la un moment dat, el se roagă? Și el a spus, eu nu mă rog, eu doar meditez. Așa îmi explic erorile lui și teologice și faptul că fuma, faptul că îi plăcea să citească romane polițiste și este considerat unul dintre cei mai mari teologi protestant din secolul trecut. Oameni care nu mai se închină înaintea Creatorului. Deci un gânditor creștin, din cei care mai au ceva din simplitatea urmașilor lui Hristos, despre Dumnezeu și cu Dumnezeu nu poți să vorbești decât în genunchi. Dacă cu adevărat Dumnezeu este Creatorul tuturor văzutelor și nevăzutelor, atunci nu poți să vorbești cu El decât în genunchi, în umilință și smerenie. Pentru că, uitați ce spune în Psalmul 25, versetul 9. El, Dumnezeu, face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea sa. Nu poți să învăți calea lui Dumnezeu dacă sunt orgolios. Nu poți. Dar cunosc foarte bine Sfintele Scripturi. Degeaba. Dar cunosc foarte bine teologia. Degeaba. Dar cunosc limba greacă. Dar am făcut școală de teologie. Degeaba. Calea lui Dumnezeu este descoperită celor smeriți. Știți că pe genunchi îl învățăm pe Dumnezeu cel mai bine și învățăm cel mai bine să gândim corect. Zice la un moment dat Psalmistul, Psalmul 73, că de multe ori erau să mi se îndoaie piciorul și să cadă, să-mi alunece pașii. Pentru că am început eu să judec și să raționez. Zic, Doamne, uite, au și o duc și răi și eu care sunt neprionit o duc rău. Până când am intrat să mă închin în cortul lui Dumnezeu. Și când am mers la rugăciune, mi s-a deschis mintea și am început să văd lucrurile altfel și am început să înțeleg adevărurile. Și de ce nu judecăm bine deseori? Că nu ne mai rugăm. Poate vorbim foarte mult despre rugăciune, se predică mult despre rugăciune. Și chiar este ușor să predici despre rugăciune. Ai foarte mulți oameni care te ascultă și te susțin prin pur și simplu fapt că te ascultă. Dar atunci când te rogi, asta este o muncă. La un moment dat un călugăr a venit la un duhovnic și a zis, nu știu de ce, când sunt împreună cu toți ceilalți călugări, mi-este foarte ușor să postesc, să mă rog, să citesc Biblia. Când mă retrag în chilia mea, nu pot să țin o zi de post. Nu mai îmi vine să citesc Sfintele Scripturi. Dar aminte să mă rog, așa de greu mi-este să mă rog. Să recunoaște și noi, când suntem la adunare, așa de ușor ne este să strigăm, să ne rugăm, când suntem acasă, în cămăruță. Așa de greu este să stai disciplinat acolo, să vorbești cu Dumnezeu, acolo unde ne-a indicat Dumnezeu să ne rugăm, să petrecem cel mai multe rugăciune. Și duhovnicul i-a zis, știi de ce? Pentru că acolo în chilia ta, în singurătatea ta, nu mai este nimeni care să te aprecieze și să te laude pentru duhovnicească ta închinare și să-ți rănească astfel mândria și orgolul tău spiritual. Atunci când cei de lângă tine zic, ce un pocăit, uite cum citește Scriptura, uite cum se roagă, uite cât postește ăsta, atunci mândria ta este cea care susține aceste discipline spirituale. Dar atunci când îți lipsesc astea, când nu te vede nimeni,
când nu știe nimeni ce faci, atunci cu adevărat se vede inima ta. Știți că atunci când Dumnezeu a vrut să vadă ce este în inima lui Ezechia, l-a părăsit. Ca să văd ce este înăuntrul tău. Oare dacă m-ar părăsi Dumnezeu să vadă ce este în inima mea, oare ce ar vede? Zice o cântare de maică, tată la rugă și tot nu-l mai găsit. Și ai găsit cămăruța goală, că nu era în ea. O iartă-mi nepăsarea și seamănă-o ținea. Iartă-mă de vina de a fi un fariseu. Dragii mei iubiți creștini, pocăința și viața de pocăință nu poate fi trăită fără rugăciune. Suntem în fiecare zi asaltați de tot felul de informații. Suntem în mediul care ne strică rațiunea. Ieșim la servici, mergem la școli, între oameni și sunt atâtea lucruri care ne modifică modul de gândire, încât am nevoie de timp în care să-i las Creatorului să mai opereze asupra gândurilor mele, să-mi corecteze, să spun aici nu gândești bine, aici gândești bine, aici așa trebuie făcut, aici nu trebuie făcut așa. Și rugăciune cred că este locul sau timpul cel mai potrivit în care ești dispus să-i auzi glasul lui Dumnezeu atunci când stai în genunchi. Niciodată Dumnezeu nu-ți vorbește mai clar decât atunci când stai în smerenie, în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Mă apropiu de încheiere amintindu-vă că binecuvântarea lui Dumnezeu vine peste cei care gândesc sau judecă drept. Și ca să judec drept trebuie să am grijă asupra mediului meu. Voi credeți că pe Iacov nu l-a chemat niciodată Esau în acei 15 ani? Hai cu mine la vânătoare. Tu știi ce fain e? Ce palpitant este să vânezi. Și ce plăcut este păcatul. Câte plăcere îți oferă lumea. Stai tu aici cu moșul ăsta aici să povestești. Tu știi ce lume fascinantă este pe internet. Tu știi câte plăcere îți oferă discoteca, lumea de astăzi. Nu, eu mă duc la biserică. Eu mă duc cu sfinții. Mă duc și stau în post. Caut adevăr. Vorbesc cu un om cu experiență pe calea credinței, să împrumut de el. Da, de unde? Tu ți-ai închis orizontul, ți-ai spălat creierul cu bătrânia, că de parcă alaltă n-ar fi spălare de creier. Dați-mi voie să vă spun că nu există spălare de creier mai puternică ca internetul. Și nu este mod mai puternic de îndopitocire decât mass media din zilele noastre. O societate care a mers tot mai mult spre căi de nebunire. Iubiții mei tineri, dacă vreți să judecăm drept, să stăm lângă oamenii care judecă drept, lângă cei pe care Dumnezeu i-a rânduit în istorie să ne reprezinte ca niște lumini pe cărare și care, într-o zi, zice Scriptura, că vor ședea pe scaune de domnie și vor judeca lumea, au dobândit un asemenea fel de gândire încât Dumnezeu îi va face judecătorii lumii și a îngerilor să învăț de la ei cum se gândește. Să învăț de la ei ce este bine și ce este rău, că pe cine zice celui rău, tu ești bun, îl blastămă neamul și îl urăsc popoarele și cu atât mai mult Dumnezeu îl urăște. Apoi dacă vreau să judec drept, trebuie să am grijă asupra caracterului meu. Eu nu sunt doar o persoană publică, unul care să mă hrănesc din relațiile cu alții, din laudele altora, ci în primul rând, sunt un copil al lui Dumnezeu care am pornit pe drumul desăvârșirii și trebuie să am grijă în fiecare moment asupra trăirilor mele. Sunt bun sau mai rău? Sunt mândru? Sunt orgolos? Luptați împotriva faptelor rele, asupra gândurilor rele, asupra unui caracter păcătos. Și căutați blândețea, bucuria, dragostea, răbdarea, facerea de bine, credincioșia, roadele Duhului Sfânt. Apoi, aveți grijă la faptele voastre, nu vă permite să păcătuiți. Păcatul întunecă mintea. Spunea Augustin că orice păcat își are prin sine însuși pedeapsa. Dumnezeu a împachetat în fiecare păcat pedeapsă. Dumnezeu s-a pronunțat de la început, zicea un gânditor creștin, asupra oricărui păcat. De atunci el nu se mai pronunță, în sensul că Dumnezeu nu mai pedepsește pe loc atunci când cineva păcătește. Dar asta nu înseamnă că vreun păcat de al nostru rămâne fără pedeapsă. Prima pedeapsă este aceea că îmi întunecă căile spre adevăr și spre lumină și îmi afectează gândirea. Și în al patrulea rând, petreceți timp cu Creatorul vostru, vorbiți cu Dumnezeu, ca să lăsați pe Dumnezeu să vă corecteze gândurile, pentru ca să-i învățați glasul și să-i înțelegi vocea atunci când Duhul Sfânt îți șoptește și spune nu-i bine asta, fă așa. Așa ni se spune Isaia, la un moment dat, una dintre marile profeții prin profetul Isaia este așa, spune așa, urechile tale
vor auzi înapoi a ta glasul care va zice, iată drumul, mergeți pe el când veți voi să vă abateți la stânga sau la dreapta. Ce har! Când vrei să o iei la stânga, să auzi un glas în urma ta, zice, ia-o pe acolo, ăsta e drumul. Asta e promisiunea pe care o face Dumnezeu copilor săi. Dar unde să învăț eu glasul acesta, să-l discern de alte glasuri care îmbruiază atenția și mintea în rugăciune înaintea lui Dumnezeu? Și pentru toți cei care vor asculta de cuvintele Domnului, vor vedea într-o zi că va veni o mare binecuvântare peste ei. Și nu mă refer, în primul rând, la bogății și la lucrurile acestui pământ, ci la moștenirea împărăției lui Dumnezeu pe care o așteptăm. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Domnul să te binecuvinteze.